Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu favoritele lunii octombrie. Nu foarte multe produse, sincer, dar foarte multe produse pentru buze. Repejor pentru față, trebuie să vă spun că în continuare sunt foarte îndrăgostită de pudra de la Skin79. Îmi place pentru că îmi matifiază fața pe timpul zilei, are acest mic burețel pe care am început să-l folosesc pe timpul zilei. Încerc să-l spăl o dată la două zile. Încerc. Ar fi bine să-l spăl zilnic, dar, în fine. Și este foarte simplă de purtat, are o oglindă mare și tocmai de aceea îmi place foarte mult. Mai departe, tot pentru ten, am acest blush de la Sleek în nuanța Sahara. De când mi-am achiziționat acest blush, nu am mai folosit alt blush deloc, decât într-un tutorial sau două. Mi-am neglijat toată colecția din cauza acestui mic produs de la mine din mână. Este perfect pentru toamnă, pentru... nu știu, bine, e foarte bun și vara pentru că e o nuanță, mă rog, cărămizie care se potrivește cu tenul bronzat. Dar mie îmi place foarte mult cum arată toamna, tocmai pentru că e într-o culoare caldă și se potrivește cu culorile toamnei. Am făcut o cacofonie, dar nu contează. Și ce să vă mai zic, este ușor de purtat, ușor de transportat, purtat egal, transportat. Eu zic să nu mă băgați în seamă. Trecem la partea interesantă, și anume produse de buze. Primul este acest ruj de la Maybelline, este nuanța Sweet Pink și este un roz natural, ușor sidefat, sclipicios este mult spus, sidefat. Natural, drăguț, dar îți scoate în evidență buzele și le dă o strălucire aparte, care mie îmi place mult. Și ce să vă mai zic? Cam atât. Tot în gama natural ar fi acest ruj lichid de la Bourjois, este nuanța 07. Ar fi, să zicem, culoarea buzelor mele, dar mai intensă. Arată suficient de natural, dar totuși îți scoate în evidență buzele, adică nu arată de parcă nu te-ai dat cu nimic. Și nu se putea să nu am rujuri roșii, dar de data aceasta, de fapt luna aceasta, cred că am fost îndrăgostită de rujurile lichide, de forma aceasta cu pensul. Acesta este de la Sephora, din noua lor gamă. Este foarte rezistent, pătează buzele nemaipomenit. Vă avertizez că este ușor lipicios, adică se simte lipicios pe buze, dar rezistă la transfer incredibil. Și este nuanța 09, este un roșu smeură, adică are un roșu mai rece, vreau să zic cald, dar nu e cald, e un roșu rece, ceea ce ajută cu dinții albi, e foarte bun. Și pentru toamnă, iarnă este nemaipomenit. Și un alt ruj pe care, dacă nu mă înșel eu, l-ați văzut și luna trecută în favoritele lunii și este acesta de la NYX, este Soft Matte Lip Cream în nuanța Monte Carlo. Și tot așa, un fel de roșu smeură, dar... nu, cel de la Sephora este mai smeură, acesta este doar un roșu foarte rece, care scoate în evidență dinții albi și dacă nu-i aveți albi, vi face el albi. Bun, în materie de, mă rog, să zicem make-up, ar fi extensiile mele de gene pe care le-ați văzut în ultimele tutoriale îndeaproape. Le-am aplicat la salonul Tabia din Băneasa, este în Băneasa, da, în Băneasa este. Și am să vă las linkul în descriere în caz că sunteți interesate. Și da, voi face și un clip despre extensii de gene și gene false și experiența mea cu extensii de gene. Încă nu pot să vă vorbesc foarte mult despre ele, că nu le-am de nici o lună. Dar fac 3 săptămâni acum, cred, da, 3 săptămâni. Și după ce merg și la întreținere și le port mai mult timp, am să vă dau o părere foarte precisă și foarte sinceră. Mai departe, în materie de fashion, avem o gentuță pe care nu am mai purtat-o de anul trecut, tocmai pentru că nu era vremea ei, dar acum, odată cu frigul de afară, taram! Îmi port gentuța aceasta din blană. Eu am denumit-o pisica sau ratonul. În funcție, prietenii zic fie pisică, fie raton, în funcție de ce dispoziție au în ziua respectivă. Este de la Pull&Bear, am luat-o acum vreo 2 sau 3 ani, cred că 3 ani. Și a rezistat nemaipomenit. Și când se va strica, nu știu ce mă voi face, pentru că, sincer, am nevoie de altă geantă pufoasă, tot așa maro, și ar fi drăguță și una neagră, și eventual în toate culorile posibile. Ideea e să fie pufoasă. Oricum, este drăguță, modernă, interesantă. N-am mai văzut genți în felul acesta, adică așa să culeți, de parcă am o pisică agățată de umăr. Alta favorită a lunii este acest lănțișor pe care îl vedeți aici. Este un lanț pe o foară neagră cu ochii argintie. Este un lănțișor foarte drag mie și am ajuns să-l port în fiecare zi.
cum e check sceptic când, nu știu, chiar trebuie să port ceva mai elegant și evident că nu o să potrivească, dar l-am purtat toată luna, în fiecare zi. Și pur și simplu îmi place cum arată, îmi place ideea că e sfoara neagră, îmi place cheița, nu știu, îmi place. Am început să-mi refolosesc parfumul Womanity luna aceasta, tocmai pentru că a venit iarna și... Și nu-mi dau seama, luna trecută nu v-am vorbit de Womanity, nu? Nu, luna asta am început să-l folosesc. Da, luna aceasta. A venit toamna și are un miros mai puternic, mai tare, un pic mai dulceag și cred că se potrivește mult mai bine în perioada aceasta rece. Și... Cam atât. Random favorites. Faptul că a nins ar fi un random favorite. E ceva nou să ningă în octombrie. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut să mă plimb prin zăpadă. Chiar am fost la plimbare în zăpadă și am condus pe zăpadă și a fost fun și nu aveam cauciucuri de iarnă. Dar m-am distrat, a fost drăguț. Am plimbat și cățelușii. Foarte frig, dar fun. Alt random favorite ar fi faptul că am început să mănânc avocado. Și asta pentru că, sincer, eu nu mâncasem avocado, adică cred că gustasem la anumite salate și nu știu ce, mie mi s-a părut că e nașpa, dar luna aceasta am încercat ca lumea avocado și chiar a început să fie pe gustul meu și îmi place și îmi fac în fiecare dimineață... Nu, mint, nu în fiecare dimineață, dar în unele dimineți îmi fac o pastă de avocado și anume desfac avocado, îl iau, trebuie să fie foarte copt, să fie moale, îl scobesc cu lingura, apoi îl pun într-un castron, îl pisesc cu o furculiță, pun puțin, nu știu, puțină sare, puțin piper, eventual zeamă, de fapt da, sigur zeamă de lămâie și eventual puțin oregano sau ceva mirodenii condimente și întind pe pâine și este nemaipomenit de gustos, pâine prăjită și cu un ceai lângă sau, da, un ceai de fructe de pădure cu miere. Micul dejun perfect. Și acestea au fost favoritele lunii octombrie. Sunt foarte nerăbdătoare să înceapă luna, mă rog, a început, dar sunt nerăbdătoare că a început luna noiembrie și mai nerăbdătoare să înceapă decembrie, pentru că o să vină Crăciunul și Revelionul și perioada mea preferată și o să avem zăpadă și o să fie vacanță și toată lumea să fie mult mai fericită și o să fie luminițe peste tot și multă zăpadă în oraș și lumea o să înjure în trafic și nu vom găsi locuri de parcare și ne vom certa cu vecinii pe locurile de parcare și o să începem să ne punem zăpadă pe mașinile, mă rog, adică eu pun zăpadă pe mașina vecinului și el pune zăpadă pe mașina mea și ne certăm așa și după aia o să înjur pe cei firma de pe stradă că angajaților vin și mi-au locul de parcare după ce eu cu o noapte înainte am stat și m-am chinit să dezăpezesc și o să fie o perioadă minunată. Lumea, chiar sunt entuziasmată să vină iarna și sper că sunteți și voi entuziasmați și dacă nu sunteți entuziasmați, îmi pare rău. Până atunci ne vedem pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe Ask FM. Nu uitați că sâmbătă avem meetup, urmăriți evenimentul pe Facebook pentru că îl pun în bara de descriere. Aveți toate linkurile în bara de descriere și veți avea o mică surpriză vineri, în clipul de vineri. O să fie un clip aparte, adică nu e aparte, dar e nou, nu am mai făcut așa ceva de o perioadă bună de timp și vă zic doar că să vă așteptați la mult mai multe clipuri de genul. Da, să aveți o zi foarte drăguță și foarte frumoasă și mult soare și fericire și bucurie și zâmbete și vă pup și vă... Nu, ne vedem vineri. Pa, pa!